Actualul șef de stat Maia Sandu și președintele PSRM Igor Dodon sunt personalitățile politice care se bucură de cea mai mare încredere a cetățenilor moldoveni. Sunt datele celui mai recent sondaj Vox Populi realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor. Studiul arată că Maia Sandu se bucură de încrederea peste 28% din cetățeni, iar liderul PSRM, Igor Dodon, de 24,2%. Pe locul al treilea s-a clasat Ilan Șor, pentru care s-au expus 6,6%, iar pentru edilul capitalei Ion Ceban, 3,6%. În top 5 personalități cu cea mai mare încredere a cetățenilor se regăsește și primarul din Bălț, Renato Osati, cu 3,5%. Andrei Năstase se bucură de încrederea 2,5% din cetățeni, iar președintele PCRM, Vladimir Voronin, de 1,3%. Același sondaj arată că PAS, PSRM și Partidul Șor ar intra în Parlament dacă duminica vor fi organizate anticipatele. 39,7% dintre cei chestionați au declarat că își vor da votul pentru PAS, 37,6% pentru PSRM, iar pentru Partidul Șor 10%. Astfel, din cele 101 de mandate din Parlament, locurile vor fi repartizate în felul următor: 46 PAS, 44 PSRM și 11 Partidul Șor. Potrivit studiului pentru Partidul Nostru, al cărui lider este Renato Usate, au declarat că vor vota 3,7% din alegătorii deciși, procentaj insuficient pentru a trece pragul electoral. Platforma DA, condusă de Andrei Năstase, ar acumula doar 3,2% din sufragii. Alte 1,8% din persoanele participante la sondaj au menționat că sunt gata să-și dea votul pentru PCRM. Sondajul a fost efectuat în perioada 8-20 aprilie 2021 pe un eșantion de 1187 de persoane cu o marjă de 3%.